Pe Bulevardul Mamaia numărul 173 s-a deschis o nouă cofetărie. Stăm de vorbă cu cea care a inaugurat pofta de dulce și sărat, cu Liliana Diaconu, care ne va spune exact de ce se cheamă Lia pofta de dulce și sărat, asta pentru început, și apoi de ce te-ai apucat de așa ceva. De ce dulce și sărat? Pentru că intenția mea a fost să ofer asta unei familii, produsul și proiectul ăsta unei întregi familii, și atunci câteodată soțul mănâncă sărat, soția mănâncă dulce și invers și copiii, și atunci când vine cineva la noi aș vrea să plece și cu dulce și sărat. Și de ce, să revin la întrebarea, de ce te-ai apucat de așa ceva? Cum ai început această afacere? Afacerea, clar, am început-o din pasiune. M-am întrebat la un moment dat pentru ce m-aș trezi la 3 dimineața și ăsta a fost răspunsul. E lucru care îmi place cel mai tare. Ideea la tot ce se întâmplă aici este să mutăm bucătăria de acasă într-un loc unde să poți hrăni mai mulți oameni, unde să poți oferi publicului ceea ce crezi tu că faci bine. La noi în laborator se găsesc produsele pe care le are fiecare om acasă. Nu avem decât produse proaspete și ingrediente naturale. În principiu sunt rețetele vechi, rețetele cu care noi am crescut, însă încercăm să le îmbrăcăm cumva cu ce ne oferă 2023. Și să vă zic despre cozonac, e preferatul meu. Așteptam dintotdeauna în copilărie partea cu iepurașul, datinele, și rămâne cumva imprimat în amintire. Ca drept urmare am încercat să reproduc ceva ce făcea bunica mea. Nu mi-a ieșit la fel de bun ca al ei, dar este foarte, foarte gustos și folosim doar ingrediente naturale.